Pericol de avalanșă la Turda. Țiglele s-au încălzit și zăpada pică. Dimineața a căzut cu țigle cu tot. Se pare că a lovit o persoană, o femeie, care s-a ridicat și a plecat. Între timp am văzut un tip cu uniformă de inspecție, poliție, criminalist. Deci se pare că a mai lovit pe cineva. Și acum au venit pompierii. Au venit pompierii și de jos, mai înainte a mai căzut o postată și în stilul românesc. Parchează fiecare, ocolește fiecare, poliția e, ține de mapă, nu dirigează circulația, nu are atribuțiuni. Au încercuit, au scris ocolește, unii ocolesc, unii nu, pe riscul fiecăruia. Pieton, mașini, tot grămadă, se descurcă ei. Acum nu mai vrea să cadă ca să filmez, dar se pregătește o nouă postată. Crevasa se lărgește, dacă vorbim în termeni de alpiniști. Se pare că aici va pica următoarea bucată. Cu răbdare filmăm ceva deosebit. Uite! Da, să fii pieton pe trotuar. Ura! Am filmat o avalanșă. Lumea a început să înțeleagă pericolul. Doar un porumbel stă și supraveghează, pleacă și el. Într-o oră, două pompierii vor ajunge sus să rezolve problema, de urgență, evident. Vom reveni.